Polițiștii cu nedorend de la rutieră, tot mai prezenți în stradă. De la începutul anului s-au reținut mai bine de 1500 de permise de conducere. A crescut și numărul celor care conduc sub influența drogurilor. Statistica IPJ Hunedoara arată că sunt aproape 50 de șoferi prinși că au consumat substanțe psihoactive. Oamenii legii spun că noua aparatură este mai performantă, motiv pentru care șoferii au început să accepte testările antidrog. De regulă, după primirea noilor aparate, înainte aveam mai vechi, acelea nu aveau un andament foarte bun. După ce am primit noile aparate în dotare, conducătorii auto se conformează și de regulă acceptă. Noul șef al Inspectoratului Județean de Poliție spune că în primele 6 luni ale anului s-au organizat peste 600 de acțiuni preventive în trafic și s-au aplicat aproape 22.000 de sancțiuni contravenționale. Acționând principale cauze generatoare de accidente rutiere grave, în primul semestru al acestui an, polițiștii Hunedorin au constatat 476 infracțiuni rutiere, dintre care exemplificăm 83 de infracțiuni de conducere cu alcoolemie peste limita admisă, 66 de infracțiuni de conducere fără permis, 45 de infracțiuni de conducere a unui autovehicul sub influența unor substanțe psihoactive și 10 infracțiuni de refuz ori sustragere de la prelevrarea măsurilor biologice. De asemenea, în cadrul activităților curente, au fost deținute pentru fapte contravenționale ori pentru comiterea unor infracțiuni 1574 de permise de conducere și au fost retrase 871 de certificate de matriculare. În contextul activităților de prevenire a accidentelor rutiere, polițiștii au efectuat în primele 6 luni peste 700 de testări a unor persoane depistate în trafic în vederea determinării prezenței în organism a substanțelor psihotrope. Cei 45 de șoferi, în cazul cărora testările antidrog au ieșit pozitive, s-au ales cu dosar de cercetare penală. Cele de la serviciul rutier, majoritatea au fost pozitive. S-au confirmat și în analizele de sânge. De regulă, noi testăm atât în cazurile obligatorii prevăzute mai nou de legislația în vigoare, intrată în 29-6-a, cât și în cazul în care avem suspiciuni cu privire la consumul de alcool, respectiv ne uităm la comportamentul conducătorului auto, dacă mai e euforic, dacă mai agitat. Deci nu testăm doar de dragul de a face testări pe oricare cetățean, tocmai pentru a evita situația în care, dacă suferă de vreo afecțiune și anumite medicamente, să iasă un posibil test fals pozitiv, care și acela va fi infirmat de către analizele din sânge. Cei de la rutieră spun că de la intrarea în vigoare a noilor prevederi în domeniul testării, IPJ Hunedoara se încadrează cu transportul probelor în 72 de ore la instituțiile medico-legale. Probele luate pentru identificarea drogurilor în organism ajung la IML Huned Timișoara.